Tocană rapidă, mâncava aș Dumnezeu vos fără... Dar nu știu ce o tăia de găina, să vadă, să nu se vadă toată găina de la tinul rus. Tocană rapidă, fraților, la comandă, nu tă manglă că pune carul, pune din ele, tocană originală, cum se făcea pe vremuri, fără prea multe, că nu erau prea multe, să ne spălăm pământul, nu erau prea multe marafeturi de pus în mâncare, era pătrunjelul mâncare la tocană, înțelege, nu ce pune acum și mărar pune în tocană, și cimbru pune în tocană, de găină în tocană, de ciuperci, nu mai știi ce-i cu lumea asta, oameni, bă. Nu mai știi ce-i cu lumea asta. Face amestec de mâncare, lături una alta. Deci, și vine tăți cu o inovație. În loc de sare, în mâncare, în loc de sare, îți spune mâncava-și Dumnezeu să vi-l mânc, știu ce, drog, ca și margherita. A văzut, de la Clejar. O luat pe maimuță, o dat la maimuță și gata, s-o termina șmecheria. Înțelegeți? Prietenilor. Avem 4-5 cepe mari pe care le zdrobim. Le zdrobim așa, ăsta. Domnilor, ca să meargă treaba repede, o să-mi iau de ăla aparat din ăla care nu mai stau să zdrobiesc, direct îl bag în gâturi și îi dă gât, de tot. Uitați la botul. Botul, dacă se moră, dacă nu-mi băgat, cine știe ce din ele e? Eu nu mai simțeai că-i tocană de găină, bă. Și auziți? Problema știți care e cea mai interesantă? Că găina e de la tinul rus din curte. Înțelegeți? Ia uitați-o. Găina e de la tinul rus din curte. De casă, domnilor. Nici ceapa nu-i mai ce-o fost. Nici ceapa nu mai îi ce-o fost. Înainte când curățai două cepe, îți lăcrămau ochii din domnie fărșeapără. Acum, carurile mele. Ce-i băut? Cine-i strugă? Am crezut că tu strugi la mea ca română. Am crezut că ai leșinat ca ăla. Punem ulei, fraților. Atât. Așteptăm să cimpoiască și dăm glazură. Îi dăm glazură. Cimpoiaște, fraților. Cimpoiaște. Fain. Ia uitați-o. Fineață. Fineață, frațule. N-are cum să se apă când e
aburi. Ia uite. Uite, Rumenie. Rumenie. Ceapa trebuie să fie Rumenie. Ia uitați, ceapa Rumenie trebuie să fie. Și acum urmează... Dă-te! Că mai depus celulită pe cul. Dăm focul mai încet, domnilor. Că-i cu zvârcodeală. Apă rece. Bă, găină de casă de la Pinul Rus. Tu spăl în apă rece. Spăl în apă rece. Uitați carne, mâncavaș, carne de casă de la găinile de la Pinul Rus. Uitați, fraților. Ni, puțunără. Puțunără mâncavaș, Dumnezeu să vi-l mânc. Puțunără, ni, puțunără. Uitați, chiept. KFC. Puțună, ni, pipotă, mă. Pipotă, asta o pun. Plămâna, ne le ia în gură că pot eu fost fumătore. Fraților, și acum o lăsăm să șarbă la foc încet, ni, în plămădea la ei. Cavaș, Dumnezeu să vi-l mânc. N-am pus sare, n-am pus tiper, n-am pus nimic. Fiți atenți. Fraților, o sosit momentul adevărului. Apă se pune până la limită și apă din pocal argintat, înțelegeți? Ia uitați. Din pocal argintat. Să nu credeți că vorbesc aiurea. Scoase ingrediente care... Au, că mi-o măs pe cept. Bace ploaia drept în mine. Și mă udă pe obra. Nu-mi e ciudă că mă audă răsuflăta mnăca. Lasă ploaia să mă bată, lasă vântul să mă sufle, ce-am pătimit în lume, niciodată să nu. Domnilor, după cum vedeți, le torce rașpangalița. Conioriță,
conioria. E gata. Pato! I punem ăsta de control. I dăm focul mai încet și o lăsăm în pielea ei. Înțelegeți voi cum stă treaba. Domnilor, după cum vedeți, cea 1 este în facilitățile găinii. Adică la comanda găinii. Găina, după cum vedeți, pufăiește. Auziți? Făl. Ia uitați-o, prinde culoare. Pentru că voi o să mă întrebați, dar de ce să ies alb? O faceți cu smântână? Nu, nu o fac cu nicio smântână, cu nicio făină. Pentru că o tocană făcută cu făină, în timp, îți va deratiza stomacul. Adică, tu pe stomac ai o peliculă onsoidală, care în compleu cu făina se va face un fel de aluat și va merge pe maț în jos. Și atunci stomacul tău nu va mai avea acel scut de apărare. Înțelegi? De aceea noi nu punem făină în mâncare. Da. Domnilor, am ajuns la finalizarea cotanei. Ia uitați aici. Pregătim acum, am pus un ingredient care nu vi l-am arătat și am vrut să-l las ca surpriză secretă. Dar știind tot timpul că Nelson nu poate avea surprize și secrete, nu poate avea secrete față de voi, vă spun, am pus un sore de gâscă. Auziți acum, voi puteți să puneți un sore și de gâscan. Că tot aceeași frecvență gustuleanță o are. Sau de rață. Alo, măcăneală. Acum vom tăia pătrunjelul, după cum îl vedeți, nu tot. Sare, piper, domnilor. Vom pune și o linguriță de vegeta, pentru perspicacitatea, nu că n-ar trebui, pentru că sarea, piperul, pătrunjelul și ceapa îi dă savoare. Îi dă savoare, înțelegeți? Dar noi mergem puțin și pe rețeta ungurească. Domnilor, cu vegeta. Ia uitați-ți, faine, țubacurile sunt acolo. Domnilor, după cum vedeți, cotana e gata. O lovim. Attention. Cum am aligă mâncava și Dumnezeu să vin mânca. E dulce. E dulce de la ceapă. 5 cepe mari am băgat. Cepe, auziți? De casă, de la piață. Dar de casă, nu-s din alea luate. Extraordinar. Ați văzut ce am pus în ea. Ceapă, pătrunjelul. Sare, tiper, un pic de delicat, un pahar de vin rosé și, bineînțeles, o lingură de sori de rață. Înțelegeți? Domnilor, așa ceva deja. Găina e de la tinul de acasă. Tinule, găinile astea îmi plac. Nu-s ca rândul trecut. Mastic bine carnea, au gustul bun,
rezonanță pe papila executivă în gât. Ușorurile, oricum, tocană din asta, vă spun eu, doar bătrânile știe să facă. Și în curând, pădutilor din lista neagră, amestec mâncarea cu dinți în valoare de 47.000 de euro. Nici nu știu ce să le dau să mânce. Aoleu, ce să mă fac pipota. Că am crescut bulu, bot. Dacă încă mi-l vezi de burtă, e bine. Ai înțeles-o pe asta? Culul ți-o crescut. Da, și ți-am zis, dacă încă mi-l vezi de burtă, e bine. De burtă? N-am înțeles-o. Nu mai comenta dacă mai înțelegi. Uită-te la burta ta și după aia uită-te la curând. Ca să înțelegi. Dar tu te-ai uitat ce am sub burtă. Vezi că e vedea, nu ți-o mai vezi că e burtă. Tu te-ai uitat ce șalău am. Nu. Dacă vrei să ne luptăm în... Ha? Vrei să sun la 3 numere de telefon diferite sau strig voci diferite, cum îmi spune te iubesc? Femei, bine, înțeles, nu